ziua, dragi elevi! Bine v-am regăsit în cadrul unei noi lecții de biologie. Mă numesc Hânco Valentina. Astăzi vom continua călătoria prin sistemul nervos al organismului nostru. Tema lecției de astăzi, structura și funcțiile sinapsei, transmiterea impulsului nervos. Știai că o cantitate de țesut cerebral, de mărimea unui grăunte de nisip, conține aproximativ 100.000 de neuroni și 1 miliard de legături care comunică între ele. Ce se întâmplă cu impulsul nervos ajuns la capătul butonilor terminali axonici? Un neuron formează cu alți neuroni sau celule ale corpului de la 1000 până la 10.000 de legături, numite sinapse. Prin intermediul acestor sinapse se realizează transmiterea impulsului nervos spre alți neuroni sau celulele corpului. Astăzi, la lecție, vom descrie în baza informației vizualizate structura și funcțiile sinapsei. Vom evidenția în baza informației expuse proprietățile neuronului. Vom descrie în baza imaginilor mecanismul de transmitere a impulsului nervos. Ce este sinapsa? Este conexiunea funcțională între neuroni sau între neuroni și celulele corpului, care asigură transmiterea impulsului nervos. Termenul sinapse a fost introdus în anul 1897 de Charles Sherrington. Observăm în imagine legătura dintre butonii axonici ai unui neuron și dendritele altui neuron. Se pot forma mai multe tipuri de sinapse. Sinapse între celulele receptoare și neuronii senzitivi. Sinapse între neuronii motori și celulele efectoare. Și sinapse între neuroni-neuroni, de exemplu, dintre un neuron senzitiv și un neuron intercalar. Sau un neuron intercalar și un neuron motor. După modalitatea de transmitere a impulsului nervos, se deosebesc două tipuri de sinapse. Electrice, care transmit impulsurile nervoase prin descărcări electrice, și sinapse chimice, care propagă impulsurile nervoase prin intermediul unor neuromediatori chimici. Sinapsele chimice pot fi de mai multe tipuri, neuroneuronale, care pot fi axodendritice, dintre axonul unui neuron și dendritele altui neuron, sau axosomatice, dintre axonul unui neuron și corpul celular al altui neuron. De asemenea, pot fi sinapse chimice neurotisulare, care pot fi neuromusculare dintre axonul neuronului motor și fibra musculară, și neuroglandulare dintre axonul neuronului motor și o celulă glandulară. O sinapsă chimică are 3 părți componente. Membrana presinaptică reprezintă membrana butonului axonic, care conține vezicule sinaptice cu neuromediatori. În butonul presinaptic se găsesc de asemenea și numeroase mitocondrii, care sintetizează energia necesară pentru transmiterea impulsului nervos. Al doilea component este membrana postsinaptică. Este un segment al membranei neuronului, de obicei al dendritei, sau celulei efectoare. Conține receptori care fixează neuromediatori. Și al treilea component, spațiul sinaptic, spațiul dintre membrana presinaptică și membrana postsinaptică, unde se eliberează neuromediatorii chimici. Fiecare neuron posedă 2 proprietăți de bază, excitabilitatea și conductibilitatea. Excitabilitatea este proprietatea de a răspunde la acțiunea stimulilor din mediul extern sau intern prin formarea impulsului nervos. Conductibilitatea este proprietatea neuronului de a propaga impulsul nervos spre alți neuroni sau spre celulele corpului. Cum se propagă impulsul nervos prin neuron? Vom analiza mai întâi un neuron în stare de repaus. În stare de repaus, membrana neuronului este polarizată, adică este încărcată pozitiv la suprafață și negativ în interior.
Între suprafețele membranei neuronului se stabilește o diferență de potențial, numită potențial de repaus, care poate atinge valoarea de la minus 70 până la minus 90 milivolți. Aceasta se datorează impermeabilității membranei neuronului pentru ionii de natriu. Sub acțiunea excitantului, membrana neuronului devine permeabilă pentru ionii de natriu, care trec din spațiul extracelular în cel intracelular, și impermeabilă pentru ionii de potasiu, care se acumulează în citoplasmă. Astfel, în locul acțiunii excitantului, se produce fenomenul de depolarizare a membranei, adică se încarcă pozitiv în interior și negativ la suprafață. Astfel, se declanșează apariția unui potențial de acțiune, care poate atinge o valoare de plus 40 de milivolți. Apariția potențialului de acțiune pe un anumit sector al membranei neuronului cauzează creșterea permeabilității pentru ionii de natriu pentru sectorul vecin. Astfel, unda de depolarizare și potențialul de acțiune se transmit mai departe prin neuron. La atingerea valorii maxime de plus 40 milivolți, difuzia ionelor de natriu este întreruptă, crește permeabilitatea pentru ionii de potasiu, care ies din spațiul intracelular în cel extracelular. Ca rezultat, are loc repolarizarea membranei și restabilirea potențialului membranar de repaus. Impulsul nervos se poate propaga în mod diferit prin diversi neuroni. Printr-un neuron mielinic, adică care are teacă de mielină, propagarea impulsului nervos are loc prin salturi, de la un nod rambier la altul, deoarece depolarizarea membranei se produce doar la nivelul nodurilor rambier. Astfel, viteza de propagare este de la 3 până la 120 metri pe secundă, în funcție de diametrul fibrei. Printr-un neuron amielinic, propagarea impulsului nervos are loc continuu, deoarece depolarizarea membranei se produce pas cu pas pe toată lungimea membranei axonice. Ca rezultat, viteza de propagare a impulsului nervos este mică, de la 0,5 până la 2 metri pe secundă. Observăm în imagine cum se propagă impulsul nervos printr-un neuron mielinic și unul amielinic. Deci viteza de propagare este cu mult mai mare printr-un neuron mielinic, datorită faptului că impulsul se propagă de la un nod rambier la altul. De asemenea, observăm că viteza de propagare crește prin fibrele nervoase mielinice odată cu creșterea diametrului tecii de mielină. Deci cu cât e mai groasă teaca de mielină, cu atât și viteza de propagare este mai mare. Impulsul nervos, ajuns la capătul butonului terminal axonic, trebuie să se transmită mai departe spre un alt neuron sau o altă celulă a corpului. Propagarea impulsului nervos la nivelul sinapselor chimice are loc prin intermediul neuromediatorilor și se numește neurotransmisie. Neuromediatorii sunt substanțe care interacționează cu proteinele receptori din membrana postsinaptică. Ca rezultat, se declanșează un șir de reacții chimice și apare potențialul de acțiune. Fibrele nervoase eliberează diverse tipuri de neuromediatori în funcție de situație. De exemplu, acetilcolina induce contracția mușchilor scheletici, stimulează atenția și memoria. Un alt neuromediator, dopamina, stimulează mișcările voluntare și emoțiile pozitive. Noradrenalina acomodează organismul la condițiile de stres. Cum se propagă impulsul nervos printr-o sinapsă chimică? Sub acțiunea impulsului nervos, care ajunge la capătul butonului terminal al axonului, are loc creșterea permeabilității membranei presinaptice pentru ionii de calciu.
Ionii de calciu se cuplează cu vezicule sinaptice și declanșează ruperea acestora și eliberarea neuromediatorilor în spațiul sinaptic. Neuromediatorii eliberați se cuplează cu proteinele receptori ai membranei postsinaptice. Ca rezultat al acestei reacții, se declanșează potențialul de acțiune, adică membrana neuronului devine permeabilă pentru ionii de natriu și astfel impulsul nervos se propagă mai departe. După trecerea impulsului nervos, are loc dezintegrarea neuromediatorilor și refacerea acestora în vezicule sinaptice. Propagarea impulsului nervos printr-o sinapsă este unidirecțională, din zona presinaptică spre cea postsinaptică. Aceasta se explică prin amplasarea veziculor sinaptice cu neuromediatori doar în zona presinaptică și a receptorilor membranari specifici doar în membrana postsinaptică. Pentru declanșarea potențialului de acțiune și propagarea impulsurilor nervoase de-a lungul membranei neuronului, fibrele nervoase utilizează cantități mari de ion de natriu. De aceea este necesar ca să consumăm produse bogate în ion de natriu, din diverse verdețuri, țelină, alge, morcovi, fructe de mare, respectiv ficat, fulgi de ovăz, dar produsul elementar care conține ion de natriu este sarea de bucătărie. Însă, nu trebuie să facem exces. Pentru a asigura restabilirea potențialului de repaus, fibrele nervoase utilizează ion de potasiu. De aceea, alimentația noastră zilnică trebuie să includă și alimente care conțin ion de potasiu, cum ar fi cartofi, arahide, alune, mazăre, nuci și alte produse alimentare bogate în ion de potasiu. Pentru a asigura propagarea impulsurilor nervoase la nivelul sinapsei, în vederea ruperii veziculor sinaptice și eliberării neuromediatorilor, se utilizează ion de calciu. De aceea, nu trebuie să excludem din rație zilnică produsele bogate în ion de calciu, cum ar fi pește, produse lactate, mazăre, ouă, varză, conopidă și altele. E bine să știi că consumul de cafeină din cafea, cola sau ciocolată stimulează eliberarea în organism a adrenalinii și noradrenalinii, neurotransmițători care măresc starea de alertă și îți oferă un plus de energie. Aceasta se întâmplă dacă dozele sunt mici sau moderate. Consumul în exces provoacă epuizarea centrelor nervoși și duce la iritabilitate. Renunță la psihostimulente, cafea în exces, tutun, zahăr sau așa numitele energizante. Să ai 3 mese de glucide lente, cu pâine integrală, paste integrale, orez și cereale integrale. În acest fel, vei furniza creierului un nivel constant de glucoză și energie, vitamine din grupul B și aminoacizi esențiali, principii nutritive implicate în transmiterea impulsului nervos și în obținerea unei stări de bine, datorită formării de serotonină, hormonul bunei dispoziții. Cafeaua și băuturile energizante pot fi înlocuite cu adaptogeni, care pot crește capacitatea de concentrare a atenției și puterea de memorare. Adaptogenii, cum ar fi ginsengul brazilian sau chlorela, sunt un grup de plante capabile să energizeze și să protejeze organismul de stresul fizic și emoțional. Îți mulțumesc pentru atenție, te aștept la lecția următoare ca să studiem care sunt organele care formează sistemul nervos. Pe curând!